Sportul românesc a fost guduit de anunțurile succesive cu privire la sportivii care au picat testul antidoping. Printre aceștia s-a numărat și mărșăluitoarea din Craiova, Claudia Ștef. Meldonium este un medicament care se eliberează fără prescripție medicală, pe al cărui prospect scrie că este recomandat sportivilor în perioada de efort fizic, susținut și oboseală, care nu tratează o afecțiune, ci previne o afecțiune. Meldonium nu a fost interzis 100%, ca drept dovadă cei prinși sunt suspendați doar temporar. În această săptămână, atleții Donișan și Claudia Ștef vor fi reabilitați fiind depistați cu o concentrație mică din această substanță în sânge. Sportivii au fost prinși dopați în urma testelor recomandate de COSR. Claudia Ștef se va prezenta joi în fața unei comisii de la COSR care îi va da răspunsul oficial. Între timp, atleta în vârstă de 38 de ani se antrenează în parcul Tineretului din Bănie, alături de soțul ei care este și antrenor.